Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare, continuare de la prima. Etalare pentru lună plină în balanță, pentru restul zodiilor de la Scorpion înspre Pești. Ați avut și una la alegere în care sper că v-ați găsit niște răspunsuri, niște, eu știu, informații interesante. Acest set de cărți este pentru trecut și acesta pentru prezent viitor. În timp ce am amestecat, a apărut 6 de bâte și la capătul setului de cărți apare balanța, apropo de lună plină balanță, dar se pare că e vorba de un contract la locul de muncă sau poate aveți de-a face cu cineva care are planete în balanță, să zicem, fecioară. În fine, nu-mi place să dau genul ăsta de verdicte sau semn de foc. Ideea este că o să mai vedem. S-a dorit victoria. Probabil într-un job, într-un contract. Posibil. Interesant. Împărăteasa, asul de monede și judecata. A fost un proiect, o oportunitate de creștere, de renaștere, dar în care, totuși de domeniul trecutului, s-a încercat o împăcare, ore organizarea acestui oportunități. Posibil, totuși, unul a muncit prea mult sau s-a concentrat prea mult pe muncă și dacă e vorba de un job, posibil că ați avut victorie la un job sau într-un contract. Dacă e vorba de relație acolo, cu 6 de bâte, ar fi trebuit să clarific. Vedem dacă are legătură cu următoarele mesaje. Unul s-a concentrat prea mult pe muncă și celălalt pe imaginea sa publică. E o mare diferență. Hai să vedem. Scorpion, soarele, Venus, ascendentul, alunor, nord, în Scorpion, trecut. Mesaje scurte. Interesant. Iar apare, da? Iar apar cărțile astea. 5 de monede. Justiția. Asul de monede. Să zic judecata. Judecata este Pluto. Nu Musai Scorpion, în Pluto. Să și clarific. Dacă a fost 3 de cupe, dacă au fost 2 suflete. Da, în trecut s-a dorit. A fost o întâlnire foarte specială între voi și cineva pe care i-ați simțit foarte profund. Cred că mai degrabă voi. Că voi aveți această intuiție plutoniană, voi sunteți mai telepatici, să zic, decât alții, intuitivi decât alții, sau cei care aveți planeta aici, nu? Și a fost o întâlnire între voi și cineva. S-a dorit manifestarea acestei întâlniri foarte speciale. Dar probabil că un contract în viața unuia v-au pus într-un triunghi. V-au făcut să vă simțiți uneori abandonat pentru că acest personaj ori mai avea o altă relație, ori trebuia să se concentreze pe muncă, cum am zis mai devreme. Potențialul a rămas mult timp. Mult timp. Bine, variază de la un la un. Ce înseamnă acest mult timp? Da? Potențialul de renaștere, de reconstruire, de reechilibrare. Apropo de justiție, echilibru. 5 și 1, 6. Însă unul a dat prea mult și altul deloc. De ce? Sau foarte puțin. Foarte puțin. Probabil s-a dorit o renaștere, dar ceva n-a mers. Ceva n-a mers. Karma. Karma face parte din karma, mai bine zis, cu această justiție. Face parte din karma. Ia să vedem. 5 de monede. Pentru Scorpion. Blocaje. 9 de bâte. Și 8 de cupe. Sunteți voi la distanță. Cu griji. Poate că și ei fac griji. Dar în momentul în care vă dați seama că distanța accentuează aceste griji, posibil că la un moment dat ați vrut să vă detașați. Rămâne de văzut că am senzația că v-ați detașat, v-ați întors ori unul, ori celălalt, că apare judecata, dar tot de domeniul trecutului. Împăcări, blocări, împăcări, separări, justiția în continuare, clarifică în justiția pentru Scorpion. Sunteți voi și o balanță sau sunteți voi la cuspida? Poate aveți planete
Ca mine. La cuspida între balanță și scorpion. Și știți, cum a zis și în prezentarea mai devreme, de 11 minute, e un grad foarte special, Via Combusta. Gradul ăsta, Via Combusta, este judecata. Tot timpul renașteți, dar nu știți exact. Chiar dacă încercați să vă redirecționați, tot timpul apare moarte și renaștere, moarte și renaștere. Face parte din karmă să vă transformați în continuu. Interesant cum au venit asocierile. Ați încercat... Să vă eliberați de această karmă, care aduce multe conflicte, așa zic, karmă. Multe conflicte. Multă apăsare, multe confuzii. Astfel de monede, vă rog frumos, clarificăm. Și apoi, după moarte, apare renașterea. Apoi, iar o oportunitate. Iar o încercare de a reconsidera un blocaj, o situație. Opt de spade și trei de cupe. Alt blocaj, blocajul mental al cuiva ar putea să fie personajul cu marcaj puternic în semn de aer. Să aibă acest blocaj. Aici nu vede, interesant, vedeți? Aici nu vede, aici nu vede, are ochii acoperiți. Personajul acesta este într-un program mental, într-un contract care îl sau o ține încarcerat în gânduri, în lanțuri. Și atunci, da, apare trei de cupe, triunghiul. Deși oportunitatea a plutit în aer mult timp, e de domeniu trecutul, repet, moarte, renaștere, blocaj, renaștere, reîmpăcare. Iar conflicte. Judecata. Și pe judecata. 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 Ia, 5 de spade. Eventual, după toate aceste încercări, eu așa văd cărțile, încercări de împăcare, încercări de reconstruire, de echilibrare, că justiția înseamnă și echilibru. Unul e conștient de necesitatea acestui echilibru, celălalt e conștient doar de contractul său, nu vede. Unul dintre voi nu a văzut. Iar marcaj puternic în balanță și cu 5 de spade accentuează conflictul mental, egoul. Egoul care stimulează frica, lipsa de viziune, de acțiune. Iar justiția nu reprezintă acțiune, nici 8 de spade, dar 8 adaugă la această situație acest blocaj mental, program mental. Dacă sunt căsătorit sau un contract, fac ce zise că fac. Ce a însemnat că fac, chiar dacă nu-mi convine. Și se poate manifesta și la locul de muncă, că am văzut 8 de monede, și în relațiile personale de cuplu, în care poate că unul muncește foarte mult și femeia e mai mult singură cu copilul, sau voi sunteți, da? Și apare ceva, dar sunt niște blocaje, voi știți ce e aici. Însă, judecata și cu 5 de spade. Unde era? Da, aici am văzut. Aici am văzut. Cred că are legătură cu cărțile acestea. Iar apare și în prezent și viitor același 5 de spade și valetul de spade. Personajul mental are o atitudine egoistă, conflictuală cu el și cu cei din jur, din cauza felului în care comunică. Pentru că nu vrea să vadă și alte perspective, pentru că nu vrea să-și asculte intuiția. Dar simt că această judecată înseamnă și felul că încep să înțelegeți de ce se poartă așa, că e un ego. Clar, dar de ce ego? Poate că au fost abandonați și din cauza că au fost abandonați cândva au început să blocheze toate lucrurile din jur, da? Poate și asta. Ideea este că Pluto transformă. Voi începe să vedeți adevărata lor față sau față, să zic, sau felul în care gândesc, de fapt, conflictual și programat.
Și ce vreau să zic, da, e o trezire a voastră, pentru că la voi apare Male Preot și Soale. Male Preot este o lecție spirituală, un ghid spiritual și Soale trezire, printre altele, dar după un refuz. Înțelegeți lucrurile altfel, aveți parte de o trezire. Am zis, în prezent iar apare 5 de spade și valetul de spade. Acest personaj vă urmărește în continuare în prezent. Vă urmărește în continuare. Poate că există și o căsnicie, poate. Da. Ia uite, la capătul setului de cărți diavolul. Obsesie. Pentru a comunica, poate. Și pentru a călători, dar dacă e o situație la distanță, se dorește totuși, interesant, apare vindecarea magicianul și vindecarea. Unul dintre voi aveți această calități. Interesant, poate lucrați în public. De a manifesta vindecare, de a aduce, de a comunica echilibrat, inspirant. E o energie foarte înaltă, care e singura care anihilează diavolul. Blocajele. Diavolul e aici. În 8 de spade. În 9 de spade, în 5 de monede. Acolo este. Da? Dar cel care are această capacitate se simte oarecum legat în această karmă, își dă seama că e karmă, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, vede lucrurile că de fapt e o energie foarte toxică, pe care la nivel personal o poate vindeca, dar la nivel de cuplu, dacă celălalt nu se trezește, degeaba. Degeaba. Important este oricum, în această trezire, să ne implicăm în vindecarea noastră. Hai să vedem în prezent, Scorpion. Interesante cărți, dar au venit ciudat, ia uitați. Regina de spade, că am zis, de semn de balanță, în mod special, și împărăteasa, da? Dar, diavolul și asul de monede. Dacă ați vrut să puneți punct, probabil că acest personaj va dori, că am văzut că vă urmărește în continuare, va dori, obsedant, diavolul revine, să manifeste un nou început cu voi, astfel de bute. Dar e cam prea sexual. Da, ok, sunteți scorpion, vreți și voi sex, vreți dragoste. Dar nu doar sex, vreți și dragoste. La scorpion totuși e trup, minte și suflet, nu e doar sex. Pardon, totuși avem de-a face cu scorpioni. Trup, minte, suflet și dacă sunteți și evoluați, mai adăugați și spirit. Dar acest personaj încă, e într-o vibrație joasă. Nu degeaba apare și diavolul. Nu degeaba apare 5 de spade. Regina de spade este răzbunătoare. Pentru că încă nu poate să iubească, nu înțelege. Regina de spade înțelege, încă nu înțelege iubirea. E negou. Nu înțelege ceea ce e abundență. Creștere spirituală, are, interesant, este o energie. Dacă e bărbat, are niște preconcepții despre femei. Pardon. Dacă e femeie, manifestă varianta distorsionată a energiei feminine. Cine e aici? E aici. Asul de spade. Dar e drăguț că înțelegeți lucrurile. Dar le țineți bine deoparte, pentru că este în zona nemanifestatului, ceasul de spade. Veți avea victorie. Veți avea victorie. Dragostea este, vă veți vindeca. De această situație în care se muncește prea mult, ce mai simt? Cineva și-ar dori să fie cu voi? Acest personaj ar dori să fie cu voi? Hai, mai dăm o carte. Deocamdată nu pot să o iau ca pe o binecuvântare, e ca o energie. Ia uite. Oh, ce multe cărți. Judecata, vrea să... Extraordinar, judecata și temperanța. Ambele reprezintă împăcare. Doi de cupe și el, într-o formă sau alta, reprezintă împăcare. Cinci de monede, după o perioadă de abandon.
Dacă i-ați abandonat, acești oameni își doresc foarte mult să se împace cu voi. Aș lua alb. În fine, hai să fac așa, dar... Cărțile. Și totuși, relația, contractul, familia rămâne activ și asta înseamnă că se vor manifesta minciuni și nu știu cât vreți așa ceva. Clarificăm regina de spade invers. Ideea este să înțelegeți ce aveți de făcut. Poate că le veți oferi prietenie cu doi de cupe, parteneriat în sensul de colaborare, ceva plăcut, ca să nu se simte singur. Pentru că vă dați seama că au nevoie de susținere spirituală, vindecare cu temperanța. Asta e judecata voastră despre care am mai vorbit. Nu e doar dorința lor de a se împăca, este și dorința, intuiția vă spune să fiți în echilibru și să oferiți prietenie acestui personaj care încă e într-o relație karmică în care trăiește în energii toxice și are de învățat. Are de învățat. Acum, dacă sunteți voi într-o energie toxică cu acest personaj, vă dați seama că trebuie să vă vindecați. Hai să vedem totuși. Regina de cupe. Clarificăm regina de spade invers. Dacă voi... Poate, da, interesant, poate să fie și judecata voastră să vă dați seama că această relație toxică în care ați fost, în care sunteți eventual, și pe voi vă trage ca și energie feminină într-o zonă de joasă vibrație. Vă stimulează dorința, pentru că e și scorpion, da, și balanță, vă stimulează dorința de, poate, a unora, de răzbunare sau de a fi mai dur în exprimare, nu sincer, cum e regina de spade, sincer și direct, ci mai dur, mai negativ. Nu știu a cui este energia asta. Cărțile arată spre balanță. N-am nimic cu balanțele, dar... Diavolul e aici. Ce urât face asta. În timp ce vorbesc, casul de spade. La asta trebuie să ajunge și voi și cealaltă persoană. La înțelegere. Înțelepciune, minte clară. Clarifică regina de spade pentru scorpion. Probabil că aveți planete în balanță de apare și balanță. Ia uite, cavalerul de spade. Interesant. Și regele de bute, o comunicare. Iar un soț plin de pasiune, dar depinde pentru cine are pasiune. E o comunicare foarte neașteptată și destul de dură, aș spune. Dacă regina de spade era în poziție normală, mai era cum era, dar e invers. Împărăteasa invers, rău frumos, împărăteasa invers, cavalerul de bute. Aici este. Acest personaj, doi cavaleri, are bărbat, femeie, are o viziune distorsionată. Când comunică, comunică foarte... neșlefuit, eventual. Repet, un pic agresiv. Sau dacă nu e agresiv, se poate să fie confuz, pentru că regina de spade are mintea clară. Dar cu 8 de spade, ce minte clară poți să ai? Nu degeaba a apărut diavolul și în prezent, nu doar în trecut. Personajul nu s-a transformat. Teoretic ar trebui să se transforme această karmă, acest contract, dacă e căsătorit, căsătorită, eu știu, sau într-un contract la locul de muncă. Transformarea înseamnă transformare, să nu mai fii la fel cum erai înainte, să rup contractul și să nu mai fii la fel. Cavalerul de bâte sugerează mare sexualitate cu diavolul și cu asul de bâte, obsesie sexuală, atracție, magnetism. Dar, împărăteasa invers, arată și o viziune, repet, distorsionată față de femei. Femeia nu o iubește, chiar așa cum spuneți voi, măi, fetelor astea spirituale. Nu există așa ceva.
Dragoste nu există. Probabil că acest personaj are niște probleme cu mama din copilărie, cum ziceai mai devreme. Da? Acum. Dar apare comunicare. Cavalere, cavalere. Da, vrea să vă ofere bâta sa. Băi, pardon. Pardon, s-ar putea voi să renașteți într-o direcție spirituală și renăscând spiritual, nu că s-ar putea. Aveți acest potențial, depinde ce alegeți. În prezent, depinde ce alegeți. Dacă alegeți vindecarea, vă veți atrage un suflet pereche. La capătul setului de cărți vorbeam de împăratul și magicianul, un personaj foarte încăpățânat, împăratul și împărăteasa, interesant. Dar împăratul are încă tendințe manipulatoare, cu 5 de spade de 2 ori am văzut, regina de spade invers, diavolul de 2 ori, băi, ce aici? Are tendințe manipulatoare, vrea să manifeste asul de bâte, dar într-un mod manipulator și toxic. Nu există femei independente, nu există femei spirituale, nu. Femeia trebuie să fie eventual bună gospodină, să ducă, ce să mai facă, să aibă grijă de copii, să fie bună și la pas, să le aibă pe toate, da? Dar numai puțin spiritualitate, bre. Nu știu cum era aia, era o chestie. Alt cavaler, cavalerul de cupe. În primul rând, sunt trei energii care arată cavalerii ăștia acțiune din partea acestui personaj. Bărbat, femeie, dacă e bărbat, repet, cu o viziune care cuvântul învechită. Toxică despre femeie. Posibil va încerca să fie un pic romantic, un pic pătimaș, așa, pătimaș pasional. Din dorința de a vă cuceri. 5 de spade a apărut deja de 2 ori. Ia uite, doamne, ce independente, mă! Ce independente! Noi trebuie să fim împreună. Da, e dezamăgire. Voi vă simțiți dezamăgite, eventual dacă sunteți doamne care creșteți, da? Dar acest împărat încă nu înțelege ce e aia femeie de bună calitate. Diavolul. Diavolul. Dar, repet, judecata vine a doua oară în cărțile voastre și în prezent și în trecut. Ar trebui să vă dați seama de situație. Diavolul a fost clarificat de soare și 7 de monede. Acest personaj vrea să investească în voi, în relația cu voi. Pentru că se simte fericit în vibrația voastră. Dar are și un ego foarte mare. Preferă cu 7 de monede să investească mai degrabă în bani decât în relații. Nu apare transformare și asta mă supără pe mine. E încăpățânat acest personaj. Suflet pereche, ok. Un fost eventual. Poate să fie cu diavolul de 2 ori și 6 de cupe. Să fie și un fost, da. Poate. Un fost. Posibil cu regina de spade invers și cavalerul de spade să aveți și discuții. Ar mai fi posibil ca împărăteasa invers să sugereze faptul că cineva își retrage dragostea și se duce într-o altă direcție cu doi cavaleri. Amândoi sunt pasionali, da? Dar e o obsesie, este o nouă pasiune. Că e a voastră, că e a celor din trecutul vostru către altcineva, voi știți. Important este că apare totuși soarele, apare un soi de trezire, de înțelegere, de lumină se pune pe această situație toxică. Rejudecare, ascultați intuiția, ascultați îngerii și vindecați-vă energetic, curățați-vă energetic de această poveste, măi, curățați-vă, faceți băi, că tot e lună plină, curățați-vă, faceți ce v-am mai învățat eu în celelalte videoclipuri. Ca să puteți să atrageți două suflete echilibrate. Și cine rămâne în urmă? Ia, 5 de monede.
Rămâne în urmă, asta e. Important e să creștem spiritual, pentru că sunt vremuri foarte... Unde erau cărțile astea? 10 de cupe. Îi lăsați în urmă și mergeți. În fine, eu așa simt. Voi vreți să creșteți spiritual, să vă vindecați, să vă atrageți un suflet pereche, pentru că nu mai vreți să fiți părăsiți, să vă simțiți singuri, vreți să vă simțiți bine împreună. Ideea este că dacă îi lăsați pe aceștia în urmă, s-ar putea să vină să zică stai. Am o trezire, vreau să investesc în tine. Da? Dar investiția lor este pur materială și fizică. Nu este o investiție emoțională. Pentru asta trebuie să se transforme, să lucreze foarte mult. Voi știți ce veți alege. Da, e doar o etalare. Ar trebui să se manifeste, să se exprime și niște scuze, dar acest potențial blocat din cauza ego-ului. Am zis, am văzut 6 de spade de la început. Mi-a stat așa pe limbă să nu zic o persoană egoistă, dar se vede egoismul cuiva aici, s-a văzut. Încheiați cu această etapă și folosiți energiile momentului, care, tipic balanță, sunt și negative și pozitive, da? Sunt două energii. În beneficiul vostru și în vindecarea și creșterea voastră spirituală. Cam atât deocamdată. Okidoki, cei care sunteți aici, hai să vedem, să amestec cărțile. Săgetătorul, soarele în Venus, ascendentul în nodul săgetător, zic pentru că e o etalare scurtă, dar posibil să fie valabil și pentru nodul nord, și pentru soare, și pentru vestul Venus. Dacă vă place, că e destul de scurtă, puteți să ascultați, dacă rezonați, vedeți dacă vă reprezintă vreo planetă în săgetător. Dar planete importante, nu vorbim de planete mici. Săgetător, trecut. Oh! Au venit cărțile pe orizontal. Conflicte cu o persoană importantă. O persoană cu bani. Posibil și căsătorită, de-aia apar și conflictele. Și cu valet de monede ați încercat să studiați, să creați ceva cu acest personaj, dar unul era mai tânăr, eventual celălalt mai în vârstă, unul mai imatur din punct de vedere posibil profesional, celălalt deja avea o poziție importantă. A apărut conflicte, colegi, concurență. Sau gelozii, dacă există și o căsătorie implicată. Dar, da, a fost dragoste cu îndrăgostiții. Asul de spade. Posibil cineva a înțeles că împinge prea mult într-o relație și a atras acest asta, acest nou început, această victorie, această dragoste, dar degeaba și-a atras-o că a apărut tăcerea. Probabil că n-a fost pregătit. Știți cum e genul acesta de, acela de situații în care vreau să las totul în urmă, m-am săturat de atâta responsabilități, vreau și o dragoste frumoasă, vine dragostea. Stai, măi, că nu sunt pregătit, n-am înțeles, nu, ce să fac, mai bine, dacă nu știu ce să zic. Remitul. Că m-am obișnuit să țin la bani, cum adică? Clarificăm totuși. 5 de bâte. Da, sunt multe deja. Sunt prea multe. 5 de bâte. Pentru săgetători. Semne de pământ, în mod special, taur. Semne de foc, dar nu obligatoriu. 3 de bâte și regele de cupe. La distanță? Poate că a fost dragoste. Ia. Poate că a fost dragoste.
cu regele de cupe. Dar dacă a fost neexprimată cu regele de cupe care simte, dar nu arată. Unul posibil este mai sensibil. Și a sperat că aceste conflicte se vor atenua în timp. Interesant că au venit toate cărțile acestea pe orizontal, adică și 5 de monede de bâte deocamdată. Nu mai e cum a fost cândva. Dacă a fost cândva, au fost conflicte. Nu mai e chiar așa. Și faptul că nu mai e chiar așa, parcă unul dintre voi mai speră sau a mai sperat la un moment dat. Da. Pentru că și-a făcut griji în legătură cu această tăcere dintre voi. Și-a făcut griji. Și-a ascultat intuiția, a vrut eventual, sau dacă n-a ascultat intuiția, și-a ascultat gândurile, a vrut să renască, să vă împăcați. Posibil unul, mai idealist, mai sensibil, a tot încercat, a sperat că va fi bine. Clarificăm regele de monede. A, extra. Ce putea, domne, să fie? Deci, și împărat. Probabil, eventual, acest împărat, personaj important, căsătorit, a încercat să calce pe lângă contract, pe lângă acea căsătorie. Sau educația primită, eu știu, să nu respecte, să fie mai neortodox, a încercat. Dar apare ori dorința de control a cuiva, care a pus tot timpul bețe, apropo de bâte, bâte în roate, bețe în roate, sau acest personaj rămâne totuși un personaj foarte autoritar, cu tendință de a controla. Și ce să facă față în față dragostea cu acest personaj? Iar, posibil, triunghi la locul de muncă pentru unii dintre voi. Dar tăceri, e o lecție spirituală, valetul de monede. Justiția, m-ați terminat ce cărți și moarte. Că tot avem lună plină în balanță, da? Apare balanța cam la toate etalările, într-o formă sau alta, justiție. Da. Posibil un copil în căsătorie, iar a făcut parte din această poveste ca și blocaje, știi? Blocaje. Tendința materialistă a cuiva a blocat, conflictele au blocat, concurența, colegii, eu știu ce mai fi, copilul cuiva într-un contract. Un proiect, dacă e un contract la locul de muncă, un proiect care nu s-a manifestat complet din cauza acestei dorințe de control. Un posibil s-a simțit gelozie. Ideea este că au fost confuzii, da? A fost stagnare, dar ați înțeles totuși, ați înțeles și ați spus punct. Se pare că l-a spus și mergeți în continuare într-o altă direcție, pentru că văd totuși moartea. Da? Vă dați seama că e karmă, că e... Mă, ce să faci? Când înțelegi lucrurile, bine, e minunat. Clarifică. Curățăm cărțile pentru săgetători. Poate în acel contract cu valetul de monede, unii dintre voi, dacă vorbiți de muncă, n-ați primit nici banii pe care trebuia să-i primiți. Nu ați fost promovați pentru munca voastră. Hai să vedem în prezent și viitor. Partea bună ar trebui să fie asta. 8 de monede, 9 de spade. Muncă și griji? Sau încercați să uitați de griji prin muncă unii? Așa aș spune, vedem. Și să renașteți un alt proiect eventual. Da? Aveți o trezire. O inspirație cu asul de bâte și soarele, o inspirație care vă ajută să vă refaceți, să renașteți, să vă transformați viața. Și valetul de monede poate să fie un alt proiect la care munciți, tocmai ca să ieșiți din stresul în care ați fost. Alt proiect. Unii, poate vă gândiți insistent la acest proiect. Prea multe, iar apare împăratul, dar 7 de bâte sugerează că încercați să blocați acest împărat. Unii dintre voi. Extraordinar. Cineva încearcă să se întoarcă la voi în această perioadă. 8 de cupe și temperanța.
Cineva încearcă să se întoarcă, o decupe invers înseamnă întoarcere. Dacă nu vă puteți detașa emoțional de această poveste, poate să fie și lipsa sau imposibilitatea detașării, de a încă vă faceți griji și încercați să uitați de griji, poate lucrați noaptea ca să nu vă gândiți la, aveți de vindecat, încă aveți de vindecat, de echilibrat. Vi s-a golit cupa, trebuie să o umpleți. Și cine o umple cel mai bine, dragii mei? Nu o altă persoană. Îngerii. Dumnezeu. Că e o carte spirituală. Ne umple cupa. Pentru că acolo este izvor infinit de dragoste. Și cu cât se umple cupa, aveți energie și pentru 8 de monede. Și acolo mai simțiți, mai vine și din inspirație, din satisfacția muncii. Da? Trebuie să vă regăsiți valoarea, stabilitatea după o separare de niște confuzii. Personajul da, a fost discuții, eventual vă urmărește în continuare. Săgetător. 7 de spade, vrei, nu-mi place. Și justiția, mai, asul de spade, să înțelegeți că acest personaj din că acel contract poate să fie contract la locul de muncă. V-ați păcălit? Poate. Ar fi bine să înțelegeți că v-ați păcălit în acel contract. Repet, poate să fie și la locul de muncă. Dacă e o persoană căsătorită, că această persoană căsătorită fuge, vine. La 7 de spade nu cred că știe încă ce vrea. Ca un om care știe ce vrea nu face așa ceva. Și probabil că e personajul cu marcaj în aer sau fine. Sau are aceste tendințe. Posibil că ei își fac griji. Ar vrea să se întoarcă. Dar mare grijă dacă ei vor să se întoarcă. Ia, dăm pe 7 de spade. Mai dăm o carte. Clarificăm. Scuze. Regina de monede? Ups. Multă pasiune pentru voi, mai. Să înțeleg că vă alege pe voi, pentru că se simt foarte atrași. Simt că e o legătură profundă între voi doi. Și atunci, regina de monede care reprezintă pentru mine soția sau mama sau personajul karmic tradițional, am văzut marele preot, dar tradițional, este invers. Ori ceva se întâmplă acolo în familia respectivă? Mai dăm o carte. Alt mesaj până vine clarificarea, care este absolut logic. Personajul, persoanele care mint, care fac strategii mentale, care vin, pleacă, care fug de dragoste, care fug de implicarea în relație, care fug de echilibru, cu siguranță nu se apreciază. Asta e cartea aprecierii de sine. Dar faptul că a venit invers, acest personaj nu se apreciază, nu se simte. Știu, într-un fel sau altul. Sau, deși arată niște cărți, arată cărțile ca fiind un personaj puternic, dar ori nu apreciază femeile, ori nu apreciază femeia de acasă, ori sper că nu vă apreciază, dacă cumva nu vă apreciază pe voi, dragii mei, plecați, că nu aveți de gând să stați lângă o asemenea individ. Interesant, regele de monede. Și 8 de spade. Se încearcă o detașare, da. Hai să vedem. Clarificăm regele. Regina de monede. De ce a venit invers regina de monede? 7 de bâte. Granițe personale. Pentru mine asta înseamnă 7 de spade. Clarificăm și 7 spade. Am vorbit de un rege de monede care e pe orizontal, da? Nu mai vrea să respecte tradițiile, dar vrea control. Bărbat divin, dar netrezit. Nu știu de ce ar trebui să zic divin, nu să ai. 7 de spade, te rog frumos. Și atunci, da, apare și regina de monede invers.
că nu se mai menține stabilitatea, echilibru. 7 de spade. Ia uite, 9 de monede. E posibil să fie un divorț cu justiția pentru unii. Personajul acesta să vrea să divorțeze de soție ca să fie independent. Și în acest motiv a mințit una alta până să devină independent. Rămâne de văzut. Dezamăgire există aici. Suferințe există. Mai dăm pe 7 de spade, 9 de monede. Ce e cu 9 de monede? E pe împărăteasa 9 de monede. E o persoană extraordinară. Dar sunteți voi răniți. Rănite. Șapte de cupe, confuzii. Mai dăm o carte pe 7, pe 3 de spade. Vedeți cărțile? Trei de spade. Voi sunteți concentrați să munciți, da? Am văzut un vale de monede, da? Posibil că n-ați ajuns la cine știe ce reușite financiare, profesionale, dar sunteți concentrați să munciți. Ei își fac griji. Și eventual vin, pleacă. Vă influențează, sunt răniți de independența voastră. Ia uite, îndrăgostiți. 7 de bâte, te rog frumos, clarificăm 7 de bâte. Sau ce vreau? 7 de bâte. 7 de bâte. Aveți finanțele lor, dar sunteți independenți, independente. Poate că nu sunteți regi, regine, împărătese din punct de vedere financiar, dar sunteți independente. Valetul de bute. Dacă blocați acest personaj care nu respectă niște valori, niște oameni, vă puteți vindeca steaua. Și vindecându-vă, vă puteți atrage abundența. Puteți renaște. Dar trebuie să munciți. Și să nu lăsați influențele acestea negative să vă afecteze munca și rezultatele. 3 de spade, mai dăm o carte pe 3 de spade. Apare un vale de bâte. Ori un nou proiect, ori o nouă pasiune, poate un mesaj. Posibil acest personaj să încerce să vină cu un mesaj pasional. Dacă voi blocați, să încerce să vină. Pentru că știu că v-au rănit. Trei de spade, te rog. Temperanța înseamnă, a zis, dorința de împăcare cu 8 de cupe invers, de întoarcere, de împăcare, de echilibrare. Dar, dragii mei, echilibru și vindecarea vi le dă credință. Sau vă sunt date de credință. De Dumnezeu. Multe, dar vă spun. Hai, mă. Ia, uite. Diavolul invers. Nu mai vreți relații toxice. Nu mai vreți relații toxice, vedeți? Diavolul invers pe 3 de spade. Nu. Concentrați-vă pe independența voastră. Dacă ei se eliberează de o relație toxică, o relație în care a existat un personaj care i-a controlat, da, un contract la locul de muncă sau în familie, problema lor. Oricum, concentrați-vă pe vindecarea voastră și pe muncă. Pentru că vindecarea, transformarea înseamnă timp, muncă, interesant sau opri la steaua. Ce frumos! Iar posibil, în capul lor, să-și dorească împăcarea și să-și dorească să fie cu voi. Dar, e un vis deocamdată. Cam de neatins. Adică a trebuit să se transforme și, repet, transformarea ține și de timp. Nu poți peste într-o zi, două. Măcar într-o zi, două stabilești ce ai de făcut, începi să lucrezi cu... Da. E bine totuși că a venit diavolul invers.
E bine. Adică. Relația karmică aceea din trecut se șubrezește. Adicțiile, ego, se mai înmoaie într-un fel sau altul. Da, hai să vedem în continuare. Pentru următoarea zodie. Dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, nodul nord, cel mai după săgetător e Capricorn, da? Luna plină din balanță, cum, eu știu, ce influență, ce vă ajută să faceți. Magicianul. Asta e carta pentru trecut. Ori ați avut de-a face cu un geamăn, ori ați vrut să manifestați ceva geamăn, dar apare însingurarea, apare abandonul, problemele financiare. Capricorn. Soarele în Venus, ascendent, în Nord, în Capricorn. Trecut. Șapte de monede. A stat așa, să investiți sau să nu investiți, să intrați în relație sau nu intrați în relație, să munciți sau să nu munciți. Așteptarea blochează, asta e o poziție care blochează, așteptarea blochează și echilibru și evoluția și tot. Regina de cupe și 9 de cupe. 9 și cu 1, 10. Emoții mari între doi oameni, da? Între doi oameni foarte multe emoții. Dar e și o separare care atrage, eu știu, lupte interioare. Mai dăm o carte pentru Capricorni. Capricorni. Soarele mă vin să aș... Nu, prea multe, pardon. Soarele mă vin să ascendem, mă văd în Capricorni. Cupele simbolizează apa, dar și emoțiile. Da? Faetonul. Dorința de a face o călătorie, de a alege direcția potrivită după o perioadă de, după un ciclu. Probabil această așteptare.